Îmi plac reclamele, îmi plac reclamele bune și cele foarte bune. Știți reclama la o anumită bere, cea cu cerbul care îți cântă drăgăstos pe o păturică sau în fața șemineului? O știți, da? Doamnelor, domnilor, credeți-mă, substanța care te face să vezi și să auzi cerb cântându-ți prietenos nu e bere. Reclama la acest detergent, textul acestei reclame e cam așa. Detergent pentru rufe curate. Destul cu detergentul pentru rufe murdare. Acum avem și detergent pentru rufe curate. Avertismentul ăsta pe care îl tot auzim în legătură cu sarea, cu zahărul, nu-l înțeleg deloc. Pentru că, ascultați ce spune. Mie mi se pare jignitor. Dar ascultați. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Păi asta înseamnă că 75% dintre bărbați ar trebui să-și evite soțiile. Am înțeles. Am înțeles, da. Doamnelor, îmi dau seama, sunteți revoltate. De ce nu o zici invers? Bine, am să o zic invers. Păi asta înseamnă că 75% dintre femei ar trebui evitate de către bărbați? Reclama la acest șampon e fantastică, pentru că e cam așa. Ne prezintă o blondă care își trece mâna prin păr și se aude o voce care spune: prea ocupată ca să mai respiri? Ia acest șampon cu Oxygen Power. Da. Prea ocupată ca să mai respiri? E incredibil. Prea ocupată ca să mai respiri? Totul e drăguț la această reclamă bancară, până când auzim textul. El e dobândă. Și atunci îți dai seama că doar o firmă din Ardeal putea să producă un asemenea dezacord. E superb! El e dobândă. Unde dobândă e substantiv feminin. Dar reclama la o anumită pastă de dinți e splendidă, pentru că e cam așa. O familie e oprită într-un aeroport de către un medic stomatolog care îi întreabă: unde mergeți? Iar familia: în concediu. Dar dinții? Dar... Și medicul e agresiv. Dar dinții? Dinții nu. Dinții rămân, îi luăm la întoarcere, dacă mai sunt aici. Dacă nu, mergem fără dinți, sperăm să avem doar tucuri. Reclamă. Da, reclamă. Dinti nu. Asta mi-a plăcut întotdeauna. Asta am spus-o prietenei mele, care a spus: da, și unde-i gluma? Prea ocupată ca să mai respir. Îmi plac concursurile de Miss. Mă uit la concursurile de Miss. Habar n-am de ce, dar mă uit. Îmi place în special concursul Miss Universe. Însă, ceva mi se pare nedrept. De ce de fiecare dată concursul Miss Universe are loc pe pământ? Cum ar fi? Anul acesta concursul Miss Universe are loc pe Uranus. Și toate femeile alea superbe ar fi trimise pe Uranus. Bine, singura chestie e că până acolo fac vreo 50 de ani. Anul acesta concursul Miss Universe se ține pe Uranus, limită minimă de vârstă 70 de ani. Atunci aș vrea să văd câte o concurentă care spune: pasiunea mea sunt călătoriile. Te cred, după 50 de ani. Apoi mi se pare nedrept și faptul că după ce te chinui cu
diete, cu sală de fitness, cu salon de înfrumusețare, cu laser, cu operații, cu epilări, extirpări, adăugiri, liposucții, colagen, silicon, metatrinon, devier de sept, ajungi să câștigi. Și ce câștigi? Anul acesta Miss Universe va pleca 4 luni în Zaire, unde se va alătura combaterii maladiei HIV, după care o vom regăsi în Zambia. Va lupta împotriva malariei. Iar în final va poza nud pentru catalogul pompierilor din New York. Cine cu puțin creier în cap ar vrea să câștige așa ceva? Nu de mult am fost invitat să prezint un concurs de Miss. Când am ajuns la concurenta blondă, 1,80 m, ochi albaștri, sâni uriași, fundul bombat, atât de bombat încât făcea pământul să pară plat. Gambe superbe, am întrebat-o eu, șmecă. Care sunt pasiunile dumneavoastră? Pasiunea mea e microarmonia. Și n-ați vrea, continuam eu, șmecher, să ne explicați și nouă ce înseamnă microarmonia asta? Ba da. Microarmonia înseamnă ordine substanțială, stabilitate, pacea armoniei, civilitate protectoare, interesul, curiozitatea respectoasă pentru cultura celuilalt, calmul, măsura, decența, ticna, normalitatea, prosperitatea, un anume tip de monotonie și mediocritate, bunul simț, punctualitatea, politețea, previzibilitatea, confortul, fascinația regimului minor, gustul pentru operetistic, pentru feeric, pentru sărbătoresc, în general, umorul senin, bucurile ridicate, reverile limitate. Spaima de pasiuni devastatoare, oroarea de excese, refuzul extremelor. Felicitări! Sufăr de o boală, de mic, habar n-am cum îi zice. Unii îi spun golinofrezia și se manifestă cam așa. De fiecare dată când cineva îmi vorbește autoritar, mi-l imaginez gol. Ce? Serios, ieri am luat o amendă pentru viteză, a fost nasol. M-a oprit poliția. Bună ziua, sergent Vasile, actele la control, vă rog. Și puf, s-a declanșat golinofrezia. L-am văzut gol. Știți pentru ce v-am oprit? Dumneavoastră ați consumat alcool? Ați consumat alte substanțe interzise? Nu! Dumneavoastră râdeți de mine? Vasile! Și îl cheamă pe colegul lui. Vino puțin aici! Bună ziua, sergent Vasile! Vasile Lupu! Dumneavoastră ați consumat alcool? Nu! Ați consumat alte substanțe interzise? Nu! Dumneavoastră râdeți de noi? Nu! Vă rugăm să ne urmați la secție. Nu la secție! Mersi mult!